Colegiul Național din Nicu Golescu își continuă pregătirea din această perioadă de vară în vederea optimizării, dar și creionării unui prim 11 cât de cât competitiv și care să facă față la cerințele Ligia iii -a. Astfel, pe lângă antrenamentele zilnice programate de tehnicianul Alexandru Popovici, mușcelenii vor susține și câteva partide de verificare. În acest sens, sâmbătă, Colegiul Național din Nicu Golescu va participa la un puternic triunghiular ce se va desfășura pe cocheta bază sportivă de la Valea Iașului. Mușelenii se vor confrunta cu alte două formații de Liga a treia, Atletic Bradu și Turnu Măgurele, ultima proaspăt promovată în cel de-al treilea eșalon fotbalistic.